Managementul îmbunătățirii continue este aplicat cu succes în economia românească. O demonstrează antreprenorii prezenți la cea de-a 24-a ediție Kaizen Manager Club. Vrem să trecem de la cultura mediocrității, așa cum o cunoaștem prin principiu merge și așa, să-i spunem, la o cultură a îmbunătățirii continue a performanței, să fii mai bun astăzi decât ai fost ieri, a autodepășirii, atât ca individ cât și ca organizație. Lucrul acesta clar că este, nu este ușor, însă știm că trebuie să avem perseverență. Principiile japoneze Kaizen sunt implementate atât la nivel de multinaționale, cât și în companii cu capital autohton. Activitatea noastră de bază este producția de componente pentru industria auto. 80% din cifra noastră de afaceri este pentru acest domeniu de activitate. Avem 250 de angajați și realizăm o cifră de afaceri de 12 milioane de euro. Noi am început în 2013 să implementăm sistemul de management Kaizen, venind dintr-o nevoie, aceea de a învăța oamenii să lucreze mai bine. Prin Kaizen am reușit să identificăm pierderile pe care le-am avut, am reușit să dezvoltăm în cultura oamenilor pentru calitate, pentru îmbunătățire continuă și prin aceste metode am progresat și reușim să asigurăm un nivel de profitabilitate bun, dar și să fim competitivi pe piață. Compania Sunimpro Frotaprint este cea mai mare companie de etichete flexografice din România. Am aflat de Kaizen la începutul anului 2012, în timp ce compania noastră se afla într-un moment de restructurare și de dezvoltare, orientându-se spre un sistem care să fie îndeajuns de flexibil încât să-i ofere posibilitatea de creștere și adaptare, dar îndeajuns de solid încât să îi permită să mențină ceea ce construise eficient timp de 20 de ani. Față de momentul implementării a crescut atât cifra de afaceri, cât și viteza de îmbunătățire pe partea de scăderea reclamațiilor, de creștere a eficienței și eficacității, scăderea timpului de livrare și de răspuns la solicitările pe care le avem din afara companiei. Sesiunile Kaizen Manager Club readuc în prim plan poveștile companiilor cu capital străin din România. Pentru a ne dezvolta și a trece la nivelul următor, am considerat că avem nevoie de un partener care să ne ajute. L-am descoperit în Institutul Kaizen România și cu ajutorul acestuia ne-am creat propria echipă. Prin prezența la acest eveniment facem un prim pas. Ascultăm, discutăm despre exemple de implementare cu succes a principiilor japoneze, împărtășim experiențe și împreună construim un sistem care să ne permită atingerea unor ținte noi. Îmbunătățește zi de zi este motoul președintelui nostru și dacă dorim să creștem, trebuie să devenim mai buni. De-a lungul anilor, numărul societăților din România care au înțeles avantajele aplicării sistemului de management Nippon s-a mărit considerabil. Suntem producători de tâmplărie PVC. Alte produse pe care noi le facem sunt geamuri termopan, uși garaj, rulouri. E un pachet complet de produse, dacă pot să spun așa. În momentul de față, compania Barrier aduce 540 de angajați. Suntem localizați în Bacău. Am început implementarea acestei metodologii în luna ianuarie 2016. Chiar dacă cunoșteam ceva înainte, a fost nevoie de o criză care să ne determine să abordăm acest sistem. Sistem care să ne scoată din criză, bineînțeles. Este foarte important ca metodologia să ajungă de la top management pe jos până la prima linie, la operatori. Principiile îmbunătățirii continue sunt aplicate în multe domenii. În România am avut și acțiuni Kaizen în zona primăriilor. Am lucrat foarte bine și cu rezultate bune pe care cetățenii le recunosc în Oradea. Se aplică în zona serviciilor, desigur. Dar noi ne-am dorit să putem dezvolta Kaizen și în sănătate. Aici încă nivelul este la zero a aplicării acestui management Kaizen Lean,
în Statele Unite este deja o cultură. La fel am pornit în zona învățământului, prin Școala Profesională Germană de la Brașov.